Grecia este țara unde trăiesc cei mai mulți aromâni. De pe malul Mării Egee și până pe crestele munților Pind, sunt numeroase orașele și satele unde ei pot fi întâlniți, desfășurându-și în mare parte ocupațiile lor tradiționale, păstoritul și comerțul. Macedonia, Tesalia și Epir sunt cele trei mari provincii grecești unde aromânii trăiesc de veacuri, locurile lor de baștină. Mai toate orașele în care sunt ei au și nume armânești, pe lângă cele oficiale grecești. Dar chiar și astăzi în Grecia pot fi găsite așezări locuite exclusiv de aromâni. Toate cele trei mari ramuri reprezentative ale aromânilor, fârșiroții, grâmustenii, pindenii sau epiroții, se întâlnesc în Elada. Numărul lor total este estimat la aproape 500.000. Grecii le spun aromânilor vlahi și îi consideră greci vorbitori de limbă neolatină, nerecunoscându-i ca minoritate națională. Ei înșiși se prezintă ca neam aparte, își spun armâni sau rămâni în cazul fârșiroților, dar nu se pretind minoritate, căci consideră că Grecia este țara lor, deoarece aici trăiesc dintotdeauna. Noi armâni la oații, toate locuri, bânăm aici 2000 de ani. Oații bâna vechii macedoni al lui Alexandru acel Marele. De acei macedoni ne facem noi, de care vine la tine prăște locuri. Și de atunci la 2000 de ani, când la tine vine oații la 168 înainte de Cristolul, ne facem noi armânile. Și de atunci la bânăm. Aua tu loc, ea este vatra armânească. Aua tu Macedonia veacă, tu pindu. În Grecia, mai mult decât oriunde în altă parte, aromânii au reușit să-și conserve foarte bine tradițiile. În orașele și satele cu populație armânească, pe 15 august, de sărbătoarea Maicii Domnului, se organizează panairuri. Atunci, toți fiii satului se întorc acasă, se îmbracă în costume tradiționale și cu mic cu mare se prind în cor, adică în hora armânească. Iar odată pe an, aromânii din Grecia se întâlnesc într-unul din orașele lor, unde vin cu miile, pentru a sărbători faptul că încă mai există.
Grâmul Ticova este una dintre așezările tradiționale armânești, situată pe crestele muntelui Vermion și locuită în prezent doar de aromâni fârșăroți. Cândva a fost una dintre așezările importante, cu peste 400 de familii, dar în anul 1925, cei mai mulți dintre ei au emigrat în România, colonizându-se în Cadrilater. Casele vechi, răpuse de vreme, stau mărturia unor plecări definitive a neamurilor ce s-au stins pe aici. În Grâmul Ticova a trăit și liderul mișcării de emigrare a aromânilor, dascălul Gheorghe Celea. El a organizat aici o școală românească, motiv pentru care așezarea a primit numele de Grâmul Ticova, de la cuvântul grecesc grama, care înseamnă literă, carte. Și la Stunțeana Făgiei dau ață și cățea Făgiei. Vineră ponții, aici ce ziceam de Turchiei, magiri, de pe oara ce vineră magiri, statul, cu strixea țel, de Turchiei ce vineră. Anoci era toți cu oi, câmpă, ceea ce m-au lăvat toți ei. Și carabinere rămâne de azori, de adena magii, sfugă, te o facă agri, vrură, nu vrură, nu puteai să țină tot tipul ta, de-a țelul zbor fugire de nea sărătul rămâne. Eu să nu fugeam, aș nu venea pe un zile oa. Tu România ai soitora? Am tu România, de Pariza, iar iaște, una, oație, era casă, zicea, Jean Pariza, Nahia Pariza, Nașor Pariza, Vasil Pariza, Toda Pariza, mulți Pariza, Tegu Pariza, cum se sterg eu pe îngrițeaș. Mulți rămâi sunt. Și am și cumnați, mine, muiarea mea, frații, fugiră tu României, de mușa ei. Sunt în Cogolecea. Erai tu României, tine? Eram. Îți plăcu? Te arsi? Mult. Mult te arsi? Mult că ți-mi arăsit că vizui oamenii. Ne dănai cu dușa ei toți. Dușa ei ai soi? Nești. Nu eram acolo, jucăm cu nești, cântăm, piacem. Cafeneaua numită La Munti este locul preferat de întâlnire la Grâmul Ticova. Odinioară, arumânii trăiau în fâlcări, formă de organizare care aduna la un loc, sub conducerea unui celnic, toate familiile înrudite. În forma lui modernă, acest lucru mai este valabil și astăzi, la Grâmul Ticova. Nu e o tohoară, o Grâmul Ticova, chim, chim, tu cu surini, cu șerați, nu avem altă milietă o tohoară noastră, chim, tu să rămâni. Și tu ți-i scusurin? Tu scusurin. Tu scusurin. Alt prot, alt zeftru. Zeftru, prot, nu avem alt, de ce nu? A românii din Grâmul Ticova, care cel puțin pe timpul verii formează o fâlcare modernă, sunt și în prezent proprietarii muntelui pe care este așezat satul lor. L-au cumpărat în anul 1914, când au înființat Grâmul Ticova. Masnă fugea celea, nu e hoara, dar era mult mare și mult aftar. Aici bun stuța oație și înapoi muntele noi ce-l avem oare. Este a nostru, nu e de-a statul, nu noul de-a de. L-o cumpărăm, când era celea oație. L-o cumpărat? L-o cumpărat în 1914, să dără hoara. Grâmul Ticova. Grâmul Ticova. Astunțăna, o cumpărăm de la născăți Alvanați Arabei. Muntele nostru are mare efectă și oație vechi, sau în jos, până aceea, până de înapoi. Și Ninga este a vostru? A noastră este. Statul grecu vă-l recunoaște? Nu, ne recunoaște, avem o simboadă, cum le zice. Aveți actile? Avem actile. Și tărați fâțeți? Durea ce o lucrăm, ce o vindem, leamele le luăm noi, satul, foară noi. Mai toți cei care trăiesc astăzi în Grâmul Ticova se ocupă cu păstoritul și comercializarea produselor din lapte de oaie. Într-o variantă modernă, îi practică și transhumanța. Grâmul Ticova este locuit doar jumătate de an, de la începutul lunii mai până spre sfârșitul lui octombrie, când încep primele ninsori, și a românii se mută cu turmele mai spre câmpie, lângă orașele Edeța, Udena pe armânește, sau Nausa, numit de români Neaguște. Minișul de butcare mi-a cheamă Ianachi. Iară fugim, ne zicem, pe Cășlăi, Hima, cu o fetă, să aveam hoară cu oții. Nu arsă râi germanii de păși, acolo rămasem tot.
Тоа би ни грматикува премијара тумај, хијуди дзаци ани ди фичор ник лауј. Дикан да веќе дзаци ани хико или? Не, дзаци ани тоа хију 73. Више и дзаци 3 ден ани хико или? 73 ден тут коли. Шкум фас коили, за тахина кен ли е и кен ли дус? Тахина ли мулзем ја пали шкутем, сиара ли дусем не поела мандре, сли мулзем окоти, шлапте ли улја фичорул фаци каш. Și-l duce neagoște de-l față cașa cu oficiorul și are măgăzie acolo și-l vinde. Bine, eu Hristu Carazana, stau grămăticuva și am 600 de oi a mele. Nu-i țări oile? Au, grămăticuva. Iară veară? O iară de până în Vudena. Bânați ghini cu oile? Ghini, nu e asta, și mult de ghine la ea, metri asta, bună e. Cât lapte scuteți, cum îl fățeți, când îl luați? Eu aveți stabil. Laptele lucrăm de prodghinarul, că îi vedem agonia în ele noi. Îi vindeți? La Tuimboi, la Sina, îi vindea de la Sina și... Mă. Așa? Da. Și Tora. Laptele, cât lapte aveți ca îi fățeți caș? Laptele mele mine fac, vără... Saranda, vără 40 de tonuri. 40 de toni? Ne. Și câșiria o fățești special? Câșiria, caciu, ždimirez, bagiu și cașer. Cașcaval. Cașcaval? Cașcaval? Așa. Și ți fățesc cu cașcavalul? Îl vindem. Îl vindeți. Vudena, am și măgăzia mea, vin și la măgăzie. Bânați ghine, vă fiați de casă? Mult ghine, mult ghine. Casă, unul fiață și un fișor. Să zbânează. Și mersi. Ficiorul și el cu oile? El cu oile și avem și chibătele noastre. Grămuticova, ați mai mult rămânhiți? Rămâni, sunt toți rămâni. Mai mulți furgiri de la de rămânii, de Grămuticova. Grămuticova, Paticina, avem soia noastră noi, rămânii. De Carazana. De la de căți furgiri erau toți oameni cu capete, nu erau oameni fără cap. De căți rămâni furgiri de la. Învițați? Învițați, era deșteptați oameni, toți chihiați. Ma câte fugiră tu România? E că fugiră era o propagandă mare, fiația stumță mea. Și voi cum de nu fugit? Și nu era ca să fugă părinții la nea servizură prota la lanță, în țară că nu era bun de lucruri și chiduriră, nu fugiră după ea și a rămas pe oameni. Dă dau zboară de soia ta de Constanța. Să-l dai multe hiratimă-te. Și va ieși în oară ca să vezi pe soia mea. Mă cheamă Ianacu Alcelea, Hiudicelanii. Am multe soi de rămânii, am 30 de nepoți cu de rămânii, dada mea are două surări cu de rămânii. Ți-i fac tine oată grămuticova? Bine, bine, oată oară duhoară, am născut de cireașii, vă le adun cireașile, am faptă că am casa oații și a rămân Vudena stau. Vudena. Viara ghinoa, iara nec Vudena. Ți fumea ei? Am doi ficiori. Un ficior este preftul, s-a dără preftul. Și la alea mele era preftul, papacelea. Și ficiorul meu s-a dărât preft. Ia știți soia, dămara, trage dămara. Trage dămara. Adugiți, haide, carica poli. Ia să baricare. Mersi mult, carica poli. Te rămâneați. Mersi mult, mersi mult. Mersi mult. Ce-ai căpași până și rămâneți. Bani, iată. Grămuticova de altă dată, așezare falnică, plină de aromâni, o imaginăm din poveștile și nostalgiile bătrânilor. Să vedeți, vedeam bără o duș. Acolo e labălă, mulierele, stranele, venea încărcate, au acât departe. Cu căzane, cu... Ne, e, pe zici că era casa oa cam aproape, avea răul, venea ele oați. Alante mulieri duceau mai himă, la alte răuri. Și alate a rămas, și a rămas numai răul duș, că venea mulierele al dușaua de la stranele. Și a rămas zborul Ninga, Răul Duș, nu chiar numai. Vasile al Duș, care erau ați grâmutit? Vasile al Duș era... El era ștunț în ați fugit, dar apoi a feciori de ce sfeați era acolo, avea și feciori că fugiri de oa, ala nu-i cunoșteam. Că el avea mabzătă, Vasile al Duș îi zicea. Tomonul ți avea casă cu chiramiți, era al Duș, alante era tot cu pluci. Aveam ulările, că ștunț în nu avea, vrea să le duci
cu molare licențe să-ți se aducă aua. Era departe. Ce ne geam tu politiuri, tu păzare, ne geam bădena, neagul și păceam cințe să-ți. Și cințe-ți venim zați. Mine și de caramiciu, alături cum rătată la mucă. E, și fapt au grămuticuva? A, ne, ne. Câți ani ai? E zeci, o domnă ieftă. 87. 87? Ne, cum zice? E, cum eram aninti grămuticuva? Când erai tineră? Eram plină grămuticuva, dar apoi s-a spart tu... Tu s-a nandat tot cu polimul. Tu s-a randa 8 de a dără foc în Germania, oarță, răcoala. Era 200 de case, cama era. De bă, case era o tuti. Era mult telefonă. Școală rămânească, biserică rămânească, preft să rămâni. Mă ți-ai minte că în fuzir rămânii de oații ți duțeau părința tăi de rămânii, că ai fuzirul tu României? E cum? Noi ștavi în chisia la stură. Câte? Vine ta cu acelea și nu l-o răsi. Adică era le vândut atitudine, de-apoi zice, nu ceva, a fugit adicționat America de-apoi aia. Fugit America, nu mai rest în România? E, nu rest în de-acolo că ai nu l-a răsit. Că vine unde acolo, zice, nu e bun loc, zice, m-a băgat tu bun loc de prota, zice, este bun, mă tu roaie, nu bagă, nu e bun. Sturat astea, de-apoi fugit America. Să tot America? Vine, de tot America, vine la Iucu și așa mi vezi mine că e departe de la înțesurări de păi. Cam aia. La apusul soarelui, oile se întorc la stână. Spectacol sublim la Grâmuticova, care aduce o imensă, copleșitoare certitudine. A românii, de fapt, nu au plecat niciodată de aici, de pe muntele lor. Și vor rămâne cât muntele va fi. Nici si aflat vis-a-vis de Grâmuticova, a fost o altă localitate armânească renumită, Paticina. Satul a fost părăsit cu totul de locuitorii lui în anul 1939, când au luat drumul României. Imaginea de astăzi a Paticinei este copleșitoare. În pustietatea muntelui, aproape de culm, un turn alb de biserică veche străjuiește ruinele unor case cândva pline de viață. Astăzi au rămas doar zidurile din piatră, răpuse de vreme. Că-ți lacră mea să mă-i voilele ie, ca să rămă-i cânda dimineața. Și că putut că-ți lacră mea să mă-i voilele ie, ca să thank you.
Knausa, numit de-a român Neaguște, este unul dintre marile orașe armânești din Grecia. A fost înființat de romani când au cucerit Macedonia Antică și l-au denumit Nea Augusta. Localitatea este renumită pentru drama care s-a petrecut aici în anul 1822, când turcii au cucerit orașul. Ca să nu fie luate în haremul sultanilor, femeile arromânce, rămase singure după ce soții le-au fost uciși, au hotărât să se arunce în râpa de la marginea orașului. Prinzându-se de mână, ele au dansat pentru ultima oară armânește, după care, una câte una, s-au aruncat în abis. Unele aveau copii în brațe. Knausa, Neaguște, este și un important centru de promovare a tradițiilor armânești. Aua, Neaguște, aproape chem 40 de scuțințenile, aproape. Mulți rămâni cheți. Mulți rămâni. Sunt vechi toți brăst. Tora, cam atinerile, oară chiar limba pe naga-naga, că m-a fugut vechi, nu poate să le viață ca mănițile. Băi, câți ani ai invitat cu niții să zbrască? Le vizăm niții, la mea mine, la șuțeta de armăni, muliare mă nu e greacă. Mă nu zbrăsc cu muliare, eu vă viață nicu. Vița, când era papali, cu papali, poți de te să în limba. M-a făcut papali, dar apoi chiar și limba. Ce puteți voi la șuțată? Au la șuțată, noi adunăm toate vechi lucrurile gărate de papali și de actări. Adunăm strainile, adunăm necochiriolul, tot de rămâni. Vițăm... Vința dețelii? Ținem toate adețele, cum se fițea numțele, cum se fițea toate adețele. Ochi numtea și pitizarea, cum murea omul, cum se fițea pânăghirile, toate astea putem să le ținem tora. Vizui că jucați mult, șniți mări, cum puteți de jucați atât? Noi aproape la șuțeta noastră sunt aproape 100 de ieși eu joacă. De cam anicu de 40 ani până 80. Aua Neaguște joacă toți. Nu are omul Neaguște că nu va ști pus joacă. Nu are om rămân Neaguște că aici nu știe cu jocurile noastre? Și rămân și greț de la de Neaguște, gând de vețul corurile noastre. Geana șcretă, geana moi, geana știne munde, e mai te aplețnă, chiamă moi, e casa legii.